Poate răsufla ușurat, instanța din Brașov l-a declarat nevinovat în dosarul în care este acuzat că a vândut mai multe bunuri ale soției sale, avocata Elodia Ghinescu. Dana Bălăceanu are mai multe informații. Dana este definitivă decizia. Bună ziua! Sentința nu este definitivă, iar mama Elodiei este hotărâtă să o atace cu recurs. Dosarul a stat pe masa magistraților vreme de un an, după ce mama Elodiei l-a reclamat pe Cristian Cioacă de faptul că a vândut mai multe bunuri care aparțineau Elodiei. Haine, bijuterii, toate în valoare de 10.000 de euro. Nimeni nu știe ce a făcut polițistul cu bunurile fostei soții, însă mama Elodiei susține că acesta ar fi vândut hainele la magazinele second-hand, iar bijuteriile le-ar fi valorificat la magazinele de profil. Oana? Mulțumesc pentru informații, Dana. Romii spune...